Montajul produselor se face foarte ușor, fără apela la un specialist. Aveți nevoie de liniar, creion, pilă, nivelă, adeziv, fierăstrău, mistrie și rost. Vă recomandăm să folosiți mănuși și ochelari de protecție. Deoarece în fiecare cutie se găsesc o varietate de forme și culori, vă recomandăm ca înainte de instalare să amestecați produsele din mai multe cutii pentru a avea o armonie de forme și culori. Aranjați piesele pe podea fără a le lipi, cu modificări de poziție dacă este cazul, ca să aveți o imagine aspectului final. Înainte de începerea instalării, verificați ca suportul să fie uscat și în condiție bună. Pentru o aderență mai bună, vă recomandăm să zgâriați spatele pieselor folosind o perie de sârmă. Pentru produsele de interior, aplicați adezivul pe spatele pieselor, apoi aplicați-le pe perete folosind o mișcare de du-te-vino până la poziția finală. E important să începeți instalarea de la un colț sau capăt de perete. Repetați procedura pentru restul pieselor. Dacă trebuie să tăiați o piesă, acest lucru poate fi făcut foarte ușor folosind un fierăstrău. Poziționați doar piesa în locul în care doriți să o instalați și marcați tăietura. Pentru o potrivire mai bună, finisați marginile. Dacă aveți nevoie de o bucată cu formă neregulată, rupeți piesa pentru un aspect mai rustic. După lipire, lăsați piatra 24 de ore înaintea aplicării rostului. Pentru rostuire veți avea nevoie de pungă pentru rosturi, cutter, o perie mică, kit de rosturi, mistrie, o găleată goală și curată și ustensila pentru amestecat. Rotiți găleata cu rost pe sol înainte de a o deschide pentru a amesteca conținutul. În găleată veți găsi punga pentru rostuit. Folosiți apă curată, potabilă pentru amestec. Proporțiile care trebuie utilizate sunt trecute pe gălețile cu kit de rost. Amestecați bine kitul de rost și apa până când obțineți o pastă omogenă. Vă recomandăm să nu pregătiți înainte întreaga cantitate de rost de la început, ci să lucrați pe porțiuni de aproximativ 3 metri pătrați pentru a evita întărirea rostului înainte de aplicare. Tăiați pe diagonal aproximativ 3 cm din vârful pungii pentru rosturi și umpleți-o cu 2 treimi cu kit pentru rosturi. Pentru a rostui, introduceți vârful pungii în spațiul dintre pietre până aproape în contact cu peretele și umpleți spațiile goale strângând punga. E ușor ca și glazurarea unui tort. Dacă kitul de rost ajunge pe piese, lăsați-l să se întărească și îl veți îndepărta la finisare. De îndată ce rostul începe să se întărească, aproximativ după o oră, în funcție de temperatura și umiditatea ambientală, puteți începe finisarea rostului. Pentru aceasta trebuie să zgâriați ușor materialul în surplus. O perie moale poate fi folosită pentru retușurile finale. După terminarea instalării, vă recomandăm să folosiți modulo spray, care este oleofug și hidrofug, pentru a ajuta la întreținerea ulterioară a plăcilor.